lumina din peștera de la Betleem. Ne-a cercetat pe noi răsăritul cel de sus ca să lumineze pe cei ce erau în întuneric. Este un verset din imnul de binecuvântare al lui Dumnezeu pe care îl rostește preotul Zaharia, ca mulțumire pentru fiul său Ioan. Vă amintiți cu siguranță acest moment în care tinerul prunc primește numele pe care tatăl său îl scrie pe o tăbliță. Preotul Zaharia nu poate vorbi pentru că el se îndoise de vestea cea bună pe care I-o adusese acolo, în Templul din Ierusalim, Arhanghelul Gabriel. Imnul lui Zaharia nu este doar un imn de laudă și binecuvântare a lui Dumnezeu. Este și o profeție. Pentru că el vorbește despre milostivirea lui Dumnezeu care a cercetat și a răscumpărat poporul său a trimis răsăritul cel de sus ca să lumineze pe cei ce stau în întuneric și în umbra morții și să îndrepte pașii noștri pe calea păcii. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este privită de proroci ca un nou răsărit. Ca și cum cineva ar aprinde din nou lumina asupra lumii aflată în întunericul păcatului. Pentru ca lumea să-L vadă și să-L cunoască pe Dumnezeu. Este de fapt ceea ce rostim în troparul sărbătorii nașterii Domnului. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, Răsărită lumii, lumina cunoștinței. Iată, deci, care este scopul întrupării Domnului în istoria umană. Pentru ca oamenii, la lumina cunoștinței, să aducă laudă și mărire soarelui dreptății și să-l cunoască pe Hristos ca fiind răsăritul cel de sus, care risipește întunericul păcatului și al morții. Iubiți credincioși, să ne amintim că era întuneric și acum, peste două milenii, când Maria și Iosif căutau un loc de găzduire în Betleemul iudeii. Hanurile și casele de oaspeți erau pline, pentru că, vă amintiți, era recensământul și nimeni nu vroia să-și facă probleme cu o viitoare mamă căreia i se apropia timpul să nască. Întuneric era și afară, Întuneric era și înăuntru. În sufletele închise, în propriile probleme, în propria comoditate. Astfel, Maria și Osif ajung să caute găzduire în apropierea Betlemului, pe câmpul păstorilor. Acolo ei reușesc să găsească în grabă o grotă și o ies lișoară în care pun un braț de paie ca așternut. Iosif pleacă după cele necesare: vreascuri de foc, apă, și, deodată, întorcându-se, vede peștera luminată. O lumină care vine din interiorul peșterii. Alergă în grabă înapoi, și învăluit în strălucirea divină, îngenunchează în tăcere, cu sfântă teamă, privind pruncul nou-născut așezat în ieslea, ce servea de hrană animalelor. acolo, în peștera din Betleem, a răsărit soarele dreptății. Acolo s-a aprins lumina asupra întregului neam omenesc. Acum e doar o luminiță plăpândă, care însă pentru cei care o vor primi va deveni lumina ce luminează pe tot omul ce vine în lume. Hristos, Mântuitorul Lumii. Iubiți credincioși, să ne așezăm și noi și să privim pe Maria și Iosif care adoră în tăcere pruncul divin. Pătrunși de această strălucire a divinității pe care o pot contempla doar sufletele neprihănite, curate. Este lumina necreată pe care Isus, cuvântul întrupat, o avea de-a lungul întregii sale vieți. El o va răspândi, o va iradia de-a lungul vieții pământești, dar o va revela numai aleșilor Săi. Ne aducem aminte pe muntele Tabor, la schimbarea la față. În continuare apar timid și păstorii, privesc uimiți, îngenunchează și recunosc semnul primit de la îngeri. Un prunc așezat în iesle. Lumina cunoștinței se aprinde în sufletele lor, căci Cuvântul îngeresc s-a împlinit. Astăzi vi s-a născut vouă un mântuitor, Hristos Domnul. Apoi, preamărind pe Dumnezeu, ei pleacă să răspândească tuturor vestea cea bună și astfel lumina cunoștinței începe să se răspândească în lume. Mai târziu ajung și magii. Urmând steaua luminoasă, ei se închină cu bucurie și îl adoră pe pruncul nou născut, oferind darurile lor aur pentru împăratul a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Tămâie pentru Marele preot, arhiereul veșnic, venit să celebreze liturgia pentru oameni aici pe pământ și smirnă pentru jertfa mântuitoare care învingând moartea și păcatul va aduce tuturor lumina învierii. La întoarcere, magii nu mai au nevoie de steaua călăuzitoare, pentru că lumina cunoștinței s-a aprins și în sufletele lor. Vor deveni și ei vestitori ai nașterii Mântuitorului în lume. Astfel, treptat, de la lumina plăpândă, răsărită acolo, în noaptea sfântă la Betleem, lumina lui Hristos va lumina întreaga lume. Iubiți credincioși, nașterea unui prunc într-o țară îndepărtată acum peste 2000 de ani, într-o peșteră, în frig și întuneric, în sărăcie și fragilitate, nu are nimic deosebit și, cu siguranță, a trecut ca un moment nebăgat în seamă. Nu a fost publicat în ziare și nici prezentat la televiziune. Dar, pe plan spiritual, acel moment a avut puterea de a da sens vieții pământești, a lumina întunericul și a transforma suferința catul moartea în izvor de viață nașterea pruncului din betlehem ne demonstrează că cerul nu e gol că pământul are o menire că omul nu este o ființă neputincioasă un rob supus legilor materiei inerte Privind realitatea la lumina divină a pruncului nou născut, atât păstorii cât și magii, înțeleg că de acolo începând, lumea întreagă se regenerează. Totul capătă un sens. Fiecare element al creației își regăsește locul său pentru că a răsărit soarele dreptății acel soare care transmite lumina cunoștinței și astfel întreaga realitate se vede într-o altă lumină. Este un nou început, o nouă creațiune la lumina cuvântului întrupat. din credincioși, Hristos a venit în lume, într-o lume a păcatului, într-o lume a întunericului, s-a jertfit și a plecat din această lume. Oare s-a schimbat cu ceva lumea? Poate că lumea nu s-a schimbat, dar misiunea a fost îndeplinită, lumea a fost mântuită prin venirea Mântuitorului Isus Hristos, prin acceptarea acestei condiții umane, dacă ne gândim, este Cuvântul lui Dumnezeu, acel Cuvânt prin care toate cele văzute și nevăzute au fost create. Acest Cuvânt Atotputernic acceptă să se limiteze la condiția noastră umană, acela care a fost la originea timpului. Acceptă să fie legat de timp, acela care a pus elementele naturii la locul lor, în spațiu. Acceptă să fie limitat la nivelul spațiului unei grote, a unei peșteri, a unei esle, pentru a se oferi ca hrană nu animalelor, ci oamenilor. Iubiți cădincioși, poate și noi de multe ori cu greu acceptăm limitele noastre, cu greu urmăm acest exemplu al Mântuitorului, am dori să fie altceva. Să fim altfel, să se schimbe lumea, nu noi. Și aici este un cuvânt al împăratului Marcus Aurelius, vorbim de secolul al doilea creștin, dar care a fost apoi preluat și de alte personalități. Un fel de rugăciune a împăratului Roman care spunea cam așa: Doamne, dă-mi puterea să schimb ceea ce se poate schimba. Dă-mi răbdarea să pot accepta ceea ce nu se poate schimba. Dar mai cu seamă dăm înțelepciunea pentru a face deosebirea dintre acestea. Îmi vine în minte o povestioară care spune că era un concurs de gastronomie. Doi bucătari faimoși din lume. Unul cunoștea foarte multe Rețete gastronomice, evident, iar celălalt era un om foarte practic. Și concursul era contra cronometru. Fiecare dintre ei a primit un frigider cu aceleași tipuri de ingrediente și apoi o masă de lucru cu toate obiectele necesare. S-a dat drumul la colometru, s-au deschis frigiderele, și fiecare a început să privească ingredientele și să gândească o rețetă pe care să o poată prepara în cât mai scurt timp. Primul dintre ei, cel care cunoștea foarte multe rețete, privind ingredientele, și-a spus, a, ah, dacă aș mai fi avut și. Sosul acela picant, aș fi putut face o salată de tipul acesta. Sau, dacă aș fi avut acele condimente, atunci aș fi putut face o friptură. Dacă aș fi avut, dacă aș fi avut. Celălalt a luat frumos ingredientele și, în timpul cel mai scurt, a pregătit o foarte gustoasă salată cu ceea ce avea la îndemână. Care este morala acestei povestioare? Este faptul că de multe ori în viață și noi spunem A, dacă aș fi fost, A, dacă aș fi avut, aș fi putut face. Dar așa nu se poate face nimic. Iubiți credincioși, în viață este important să învățăm să facem bine cu ceea ce avem. Să învățăm să ne acceptăm chiar și propriile limite, dar și limitele spațiului în care trăim. De aceea, vă invit să medităm asupra trei întrebări. Mai întâi, care sunt limitele mele personale? Apoi, care sunt persoanele sau situațiile pe care îmi vine greu să le accept. Și a treia întrebare: cum învăț să respect limitele personale? Ne gândim la limitele trupești, ne gândim și la limitele de timp, de spațiu. Evident, și limitele sufletești, limitele spirituale, toate acestea fac parte din viața noastră.